Salut! Astăzi vom vorbi despre ultimele rezultate publicate pe piața Aero, intrarea în bear market și ultimele știri care mișcă piațele internaționale. Să începem! Deni a raportat venituri din exploatare de 94,2 milioane de lei, în creștere cu 261 față de ce a realizat în urmă cu un an. Profitul net a crescut de asemenea cu 135% până la 5 milioane de lei. Managementul companiei a precizat că, în ciuda creșterii prețurilor pentru îngrășăminte și furaje, livrările de lapte continuă să rămână ridicate, iar prețul acestuia crește constant în fiecare lună, dinamică care ar putea continua și în lunile următoare. Arops Transilvania Software raportează venituri consolidate de 128,8 milioane de lei și un profit net consolidat de 28,8 milioane de lei în primul semestru al anului. Creșterea cifrei de afaceri în primele șase luni se datorează contractării de noi clienți în zona de furnizare de produse și a creșterii numărului de proiecte în zona de servicii, dar și datorită extinderii colaborărilor cu clienții existenți, inovarea continuă și dezvoltarea de noi soluții și servicii. Noile companii achiziționate, Berg Software, Enea Software și Nord Logic, se află în plin proces de integrare pe mai multe planuri. Compania va continua strategia de dezvoltare prin achiziții în același ritm cu care investitorii BVB au fost obișnuiți până acum, prin semnarea unei noi tranzacții la fiecare trimestru. Purcari Wineries a anunțat semnarea contractului de achiziție a pachetului majoritar de 76% din acțiunile cramei Angels Estate din Bulgaria. Angels Estate este o cramă cu ciclu complet de producere lângă Stara Zagora, în una din cele mai proeminente regiuni viticole din Bulgaria. Crama deține circa 100 de hectare de podgorii proprii, iar capacitatea anuală de producere depășește un milion de sticle, producând unele dintre cele mai cunoscute branduri de vin în Bulgaria, inclusiv Angel și Stalion. Consiliul de Administrație al Transgaz a avizat, în vederea supunerii spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, majorarea de capital social prin încorporarea rezervelor constituite în anii anteriori. Capitalul social ar fi majorat cu suma de 1,76 miliarde de lei prin emiterea unui număr de 176 milioane de acțiuni la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, respectiv prin acordarea a 15 acțiuni gratuite la una deținută. Data plății propusă este 4 mai 2023. Chim Complex Borzești informează piața cu privire la demararea unui program de disponibilizare colectivă, care vizează un număr de 396 de angajații ai societății. Disponibilizările au la bază necesitatea redimensionării și eficientizării activității companiei, ca urmare a comasărilor dintre platformele industriale din Râmnicu, Vâlcea și Onești, dar și cu scopul de a optimiza cheltuielile operaționale, în acest context economic și geopolitic dificil. Acțiunile DocuSign s-au apreciat cu mai mult de 3% ieri, după ce compania a anunțat că noul CEO va fi Alan Tigerson, un fost director executiv al Google. Allen a petrecut numai puțin de 12 ani la Google, acolo unde a fost responsabil de toți partenerii globali ai companiei și unde a generat venituri de 100 de miliarde de dolari. General Electric și Sandrica au ajuns la o înțelegere pentru a converti fosta centrală de gaz din East Midlands, Marea Britanie, într-o unitate de stocare de energie electrică ce va putea asigura consumul pe o zi pentru mai bine de 11.000 de locuințe. General Electric va furniza sistemul de înmagazinare a proiectului de 50 de MW, iar sursa de energie va fi oferită de peste 43 de instalații eoliene aflate în Lincolnshire. Randamentele titlurilor de stat italiene au crescut, ca urmare a victoriei partidului de extremă dreapta la alegerile parlamentare, condus de Georgia Meloni, Investitorii au decis să reducă expunerea în Italia, astfel că randamentele titurilor italiene cu maturitate la 10 ani au atins nivelul de 4,6%, în timp ce randamentele titurilor la 2 ani au atins nivelul de 3%. Totodată, indicele principal al bursei de la Milano se află în zona minimelor acestui an. Datorită celei mai alerte creșteri lunare ale randamentelor titlurilor de stat engleze din 1957 și a deprecerii masive a lirei sterline, Banca Angliei a anunțat că va suspenda finanțarea prin emiterea de noi titluri de stat și va începe achiziția titlurilor deja emise din piață pentru a stabiliza piața obligațiunilor și pentru a reduce riscurile privind stabilitatea financiară a Regatului Unit. Totodată, banca și-a amânat planul de reducere a bilanțului propriu cu 80 de miliarde de lire anual până la sfârșitul lunii octombrie. Conform unor surse, Apple și-a anunțat furnizorii că va renunța la planul de a crește cu 6 milioane producția noului iPhone, datorită cererii scăzute pentru acestea și se va concentra pe producția și valorificarea celor 90 de milioane de unități planificate inițial. Acțiunile Apple s-au depreciat în urma anunțului, într-o ședință în care majoritatea titurilor au înregistrat reveniri. Piața locală a reintrat în bear market, după ce indicele beta a ajuns la 23% față de maximele anului. În continuare, piața este afectată de nivelul ridicat al inflației, conflictul din Ucraina și evoluțiile piețelor internaționale. Astfel de perioade necesită precauție din partea investitorilor, dar poate facilita și apariția unor oportunități. Pe măsură ce piețele scad, fără să mai țină cont de fundamente, unele companii ajung să se tranzacționeze la multipli de valoare atractivi. În astfel de momente, un portofoliu diversificat și o strategie de achiziții treptate sunt recomandate pentru reducerea riscului. Săptămâna aceasta regăsiți pe site o nouă analiză tehnică, de această dată pentru acțiunile Aspen Technology, dar și actualizarea analizei Digi Communications. Pentru a vedea analizele, faceți click pe linkul din descriere. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Nu uitați să dați like, share și subscribe, dar nu în ultimul rând să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent!